Parlamentul European a votat o lege care face obligatorie montarea unui sistem de apel de urgență pentru toate mașinile noi fabricate în Uniunea Europeană. Sistemul se numește eCall și va fi introdus începând cu octombrie 2015. Acesta va costa 100 de euro pentru fiecare mașină în parte. În cazul unui accident serios, sistemul alertează automat echipajele de salvare și indică coordonatele geografice exacte ale mașinii. Totodată, softul permite și apelarea manuală de la bordul vehiculului. eCall este de fapt un telefon mobil și un GPS care vor putea fi montate în interiorul mașinii. În 2012, aproape 30.000 de persoane și-au pierdut viața în accidente rutiere în Uniunea Europeană. Comisia Europeană pentru Transporturi susține că peste 10.000 de oameni ar putea fi salvați în fiecare an de noul sistem.